Vă salut cu bucurie, stimați prieteni. Avem oportunitatea să ne revedem pentru câteva zeci de minute și încep prin a vă ura de bine în acest an, cu sănătate, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu protecție peste familie și cu succes peste viitor. Adevărul este că fiecare început de an ne predispune la noi începuturi în viața personală. Și astăzi aș vrea să spun câteva cuvinte despre ce obiective ai pentru anul în care am intrat, ce-ți propui pentru noul an. Înainte de aceasta, aș vrea să ne oprim pentru un gând de rugăciune. Vă invit să ne aplecăm capetele. Tată bun, îți mulțumim frumos pentru anul trecut, pentru tot ce ne-ai ajutat să facem, pentru că ne-ai binecuvântat, ne-ai iubit și ne-ai împlinit dorințele și nevoile. Îți mulțumim pentru un nou an, o nouă șansă, o nouă provocare. Ne simțim responsabili de ce urmează să ne dai. În același timp, Doamne, ne simțim responsabili de ceea ce aștepți de la noi, ca o expresie a admirației față de Tine și a angajamentului pe care l-am luat să Te urmăm. Te rugăm frumos să ne echipezi mintea și sufletul cu resursele de care avem nevoie. Te rugăm frumos să amplifici angajamentul nostru și cu multă responsabilitate să ne asumăm chemarea pe care ne-ai adresat-o, să fim roditori, proslăvind numele Tău și contribuind la binele oamenilor din jur, la mântuirea lor. Te rugăm, ajută-ne și dă-ne înțelepciune de sus. Lasă-L pe Duhul Tău cel Sfânt peste mintea și inima noastră și binecuvintează-ne cu tot ceea ce avem nevoie. Ne încredințăm în mâna Ta cu mulțumire, prin Hristos, Mântuitorul și prin Duhul Sfânt, Mângâietorul. Amin. Stimații mei, spuneam și repet faptul că astăzi, în mesajul acesta scurt, aș vrea să spun câteva cuvinte despre ce anume îți propui să fii în noul an. Câteva aspecte esențiale ale succesului sunt caracterul, viziunea, relațiile și abilitățile. Sigur, nu sunt doar acestea, însă eu aș vrea să spun câteva cuvinte despre fiecare. Indiferent despre domeniul la care ne referim, dar mai cu seamă la cel spiritual și moral, caracterul este de-a dreptul important. Caracterul ne face demn de încredere, dând asigurare despre integritatea noastră oamenilor din jur. Viziunea este imaginea din mintea noastră despre cum vrem să arate viitorul pe care ne-l dorim. Relațiile sunt oamenii care influențează într-o mare măsură viața noastră. Creștinul influent nu are neapărat autoritatea unui lider militar, nici resursele materiale ale unui businessman, dar are la dispoziție relațiile. Pentru acest imperativ însă sunt necesare prietenia și comunicarea, virtuți indispensabile de altfel. La pachet este nevoie de capacitatea de a rezolva potențialele conflicte care vor apărea de nicăieri. Încă un lucru necesar în acest pachet este disponibilitatea, sacrificiul și gestionarea atentă a timpului, dușman fiind lenea și confortul. Apoi, în al treilea rând, abilitățile. Abilitățile sunt capacitatea de a face bine un lucru, însă acest aspect este condiționat de înțelegerea culturii în care trăim, biserică, familie, țară. De asemenea, abilitatea este strâns legată de capacitatea de planificare, care presupune trecerea de la teorie la practică. Foarte mulți oameni știu cum trebuie făcut un lucru, însă nu fac aproape niciodată lucrul pe care știu să-l facă. Niciodată o persoană care nu face un lucru nu poate influența pe cineva să facă lucrul respectiv. Din acest motiv, oamenii care influențează sunt oameni care ei înșiși fac ceea ce le cer altora să facă. De fapt, aceasta e definiția influenței creștine. Ce vrem să facem cu cele 365 de zile din anul 2022? Există câteva mari lecții ale influenței. De pildă, aduceți-vă aminte cum a procedat Iisus Hristos cu cei 12 ucenici. El i-a trimis în călătorie, dar le-a cerut să nu ia nicio resursă cu ei. Dar ce mâncau, de unde aveau bani, trebuia să se descurce. El i-a învățat să-i pună în situații limită pentru a învăța să se descurce.
Apoi hrănirea celor 5.000 de oameni. Aduceți-vă aminte de experiența în care Hristos le cere celor 12 ucenici să-i hrănească pe cei 5.000 de oameni care îi urmau. Și ei sunt speriați, frustrați, dar Hristos din nou a vrut să îi împingă într-o situație de care erau depășiți pentru a învăța să facă față astfelor de situații. Furtuna pe mare este încă o experiență similară. O furtună puternică, corabia gata să se scufunde și Hristos doarme. Dar cum poate un om să doarmă când o corabie este gata să se scufunde? Aveau nevoie însă să se descurce singuri pentru că Mântuitorul dormea. Persoana care inițiază relații, persoana care influențează, persoana care este agreabilă, persoana care ajută, persoana care modelează, care mentorează, întotdeauna trebuie să plătească un preț. Încrederea, angajamentul, vulnerabilitatea, comunicarea, compromisul în sensul de adaptare la situație, implicare, înțelegere, nu se poate fără acestea. Atunci când ne propunem să facem lucruri semnificative în anul acesta, folosindu-ne de experiența anilor care au trecut, dintr-o dată trebuie să acceptăm că vom avea tot felul de piedici. Probabil că cele mai personale vor fi cele mai mari piedici. Invulnerabilitatea, perfecționismul, rigiditatea, tăcerea, vorbăria, reprimarea sau ascunderea emoțiilor, triunghiularitatea, adică o relație prin intermediar. Aș vrea să subliniez câteva lucruri importante cu privire la acest început de an, în perspectiva ideii de a face ceva cu anul acesta, nu doar de a trece prin el. Care este rolul identității personale? Identitatea unei persoane are de-a face cu felul în care se percepe pe sine. Există două posibile legături ale identității personale și mai ales în cazul acelora care nu-și cunosc identitatea. Atitudinea de a te subestima sau de a te supraestima. Subestimarea e tendința complexului de inferioritate și supraestimarea este complexul de superioritate. Adevărul este că identitatea noastră este asemenea unei hărți interioare, unei hărți a sufletului, care va influența tot ce vom face noi în anul acesta. Limitele de pe hartă se constituie în niște puncte, în niște linii, principii reglementatoare. De pildă, punctele tari sau punctele slabe, limitele și sau defectele. Punctele tari. Punctele noastre tari sunt abilitățile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, care ne permit să ne aducem contribuția în lume și să primim semnificație. Punctele noastre tari pot fi talente născute sau dobândite. Pe lângă ele există puncte slabe pe care noi toți le avem. Punctele slabe sunt prezența unor abilități neexersate. Antrenarea prin repetarea abilităților neexersate va conduce cu siguranță la deprinderi de succes. De asemenea, limitele. Limitele sunt absența totală a unor abilități, situație în care exersarea nu va rezolva problema. Defectele. Defectele sunt crăpături în caracterul nostru, drept pentru care defectele sunt mai toxice decât limitările, pentru că limitele se referă la incapacitatea de a face, în timp ce defectele se referă la capacitatea de a fi. Lipsa abilităților vor împiedica o persoană să exceleze într-un anumit domeniu, însă prezența defectelor va conduce la ruinarea reputației și, în final, la ruinarea vieții. Care este soluția în contextul prezentat? În primul rând, concentrează-te asupra punctelor tari, aceasta fiind întotdeauna zona unde vei excela. Concentrează-te în zona aceasta pentru că aici este zona de succes. Aici există dotări, daruri, abilități înnăscute. Ori atunci când abilitățile născute sunt exersate, sunt antrenate, dintr-o dată ele devin punctele forte care conduc la succes. Apoi, lucrează la punctele slabe, fără să acorzi atenție maximă acestui aspect, pentru că niciodată nu vei excela în acest domeniu. Unde lipsesc darurile născute, abilitățile născute, nu se poate ajunge la performanță maximă. Lucrează întotdeauna în echipă pentru a compensa limitările tale. Cu siguranță acolo vei descoperi oameni care vor excela în zona limitărilor tale și tu vei excela în zona limitărilor lor. Identifică, recunoaște și tratează-ți defectele. În absența caracterului, cea mai apreciată persoană pentru darurile și abilitățile ei va falimenta la un moment dat.
Al doilea lucru pe care vreau să-l punctez este esențialitatea integrării, adică integritatea este esențială, esențialitatea integrității. Integritatea este prima caracteristică a oamenilor primiți în prezența lui Dumnezeu. Integritatea are de-a face cu autenticitatea corespondenței între valorile interioare și acțiunile exterioare, în cazul de față fiind opusă ipocriziei. Un fidel exemplu de fidelitate este tânărul Iosif, devenit prin trădarea fraților săi robul lui Potifar, businessmanul foarte bogat. Soția lui Potifar s-a simțit atrasă de farmecul tânărului bărbat și i-a făcut avansuri, însă felul în care Iosif s-a comportat refuzând-o pe soția stăpânului său demonstrează integritatea lui. Integritatea este esențială. O viață integră nu este susținută doar de cuvinte. Acestea sunt o dovadă insuficientă, ci este susținută de valori interioare și de acțiuni exterioare, care acțiuni sunt manifestarea valorilor interioare. Imprevizibilitatea unui om demonstrează adaptare circumstanțială, nici de cum valori stabile pe care le trăiește indiferent de unde și încotro bate vântul. Lipsa de integritate este evidentă în viața omului, prin lipsa de onestitate. Lipsa de onestitate este neconcordanța între ce spune și ce face un om. Aduceți-vă aminte de exemplu biblic Anania și Safira. Deși acționează în acord cu valorile interioare, vrând să facă bine, se constituie într-un exemplu potrivit de lipsă de onestitate prin faptul că una spun și alta fac. Au avut o intenție bună, dar una au spus și alta au făcut. Lipsa de curaj și responsabilitate este o a doua problemă care afectează integritatea. În acest caz, este vorba despre o persoană care își exprimă valorile prin cuvinte, însă acționează în mod diferit. Aduceți-vă aminte de Apostolul Petru, care în situația de față e un exemplu potrivit, pentru a pune în evidență lipsa de curaj și responsabilitate în curtea Marelui Preot când l-a trădat pe Mântuitorul. Inițial l-a asigurat pe Mesia de fidelitatea sa, chiar cu prețul vieții, însă din cauza fricii s-a lepădat de Domnul, s-a compromis. Valorile lui proclamate au devenit opuse valorilor sale practicate. Deși a avut intenția să-l susțină cu fidelitate pe Domnul, din cauza fricii a devenit incapabil să acționeze în acord cu angajamentul lui. Un al treilea lucru care afectează negativ integritatea este prezența oportunismului. Folosirea unei atitudini politice în cazul în care un om are anumite valori, însă dorește să fie ales într-o poziție de autoritate, spune ce vor alții să audă pentru a fi ales. Motivul pentru care ar trebui să spunem întotdeauna adevărul este că atunci când mințim, există riscul să fim crezuți. Al patrulea lucru, probabil ultimul pe care îl spun în legătură cu esențialitatea integrității, este lipsa totală de integritate. Această situație este jalnică și se referă la situația în care nu există nicio concordanță între valori, cuvinte și acțiuni. O astfel de persoană este absolut imprevizibilă și nevrednică de încredere și respect. Deși ideologia contemporană a renunțat la cuvinte și valori absolute, preferând interesul personal, circumstanțialitatea și relativismul sunt marile valori ale generației noastre. Dar, de fapt, ele nu sunt valori. În încheiere, aș vrea să spun că singurul lucru pe care se merită să trăiești este să înveți să devii om. De aceea vă propun în încheiere, adică înainte de rugăciune, să ne gândim la faptul că singurul lucru pentru care se merită să trăim este să învățăm să fim oameni. Apoi, oameni fiind, să învățăm să fim copii ai lui Dumnezeu, adică să ne pocăim. Un om care nu a învățat să fie om nu poate să devină un copil al lui Dumnezeu, chiar dacă își propune lucrul acesta. Pentru că a fi copil al lui Dumnezeu se clădește pe fundația de a fi om, de a avea caracter. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. De ce intrăm într-un nou an? Probabil că am avut parte de succes în anii care au trecut, dar sunt și lucruri pe care le regretăm. Ar fi bine să învățăm din propriile noastre greșeli și să ne corectăm pentru a excela. Timpul trece, dar trece din viața noastră. De aceea vă propun să ne rugăm lui Dumnezeu în seara aceasta, cu perspectiva drumului pe care îl avem de parcurs prin anul numit 2022. Tată Ceresc, stăm în fața Ta simțindu-ne responsabil de darul vieții, de faptul că suntem în viață, ne-ai mai dat încă un an,
Intrăm în el cu bucuria experiențelor prin care am trecut, dar și cu gustul amar al falimentelor prin care am trecut. Ne-am convins de faptul că suntem doar niște oameni, că suntem extrem de limitați, că avem defecte, că trăim într-o natură fizică coruptă, care ne predispune în mod repetat la lucruri păcătoase, lucruri care ar afecta negativ relația spirituală cu tine și viitorul nostru veșnic. De aceea, la acest început de an, vrem să stăm în fața ta și cu responsabilitate să ne închinăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai îngăduit să rămânem în viață, ai îngăduit să rămânem sub autoritatea ta, drept pentru care te rugăm, binecuvintează-ne cu Duhul tău, îmbracă-ne cu Duh Sfânt, pentru că asta înseamnă resursa de putere pe care tu ne oferi pentru a face față solicitărilor acestui an. Suntem oameni, indivizi, suntem soți, soții, părinți, copii, suntem angajați. Doamne, avem o grămadă de roluri în care vom trăi în anul acesta. Atunci când conducem, avem rolul de șofer. Atunci când mergem la magazin, avem rolul de cumpărător. Atunci când intrăm în casă, probabil avem rolul de tată, mamă, soț, soție sau copil. În fața ta avem rolul de copii ai tăi. Doamne, te rugăm frumos, binecuvintează-ne cu succes în toate rolurile acestea. Ajută-ne să fim niște oameni de caracter, să ne dezvoltăm caracterul mai mult decât orice, să prețuim abilitățile, să le exersăm, să le ducem la perfecțiune dacă este posibil, dar dincolo de abilități, ajută-ne să excelăm în zona caracterului. Te rugăm frumos, Tată, să lași cuvântul tău să ne lumineze mintea, să se constituie într-un GPS pe drumul spre cer. De asemenea, te rugăm să binecuvintezi și familia noastră, biserica în care ne închinăm, și să ne protejezi cu harul și cu mila ta pe drumul vieții acestui an. Ne încredințăm în mâna ta împreună cu cei dragi, rugându-te pe tine, la acest început de an, să-ți aduci aminte și de cei care încep anul acesta plângând. Unii sunt în spital, afectați de boli, de accidente, de nenorociri, alții se află în crize adânci, poate în relații distruse, în familii distruse, poate au rămas singuri, văduvi sau fără părinți. Dumnezeule, te rugăm în numele Domnului Iisus, care este Mântuitorul nostru și Fiul tău. El a venit pe pământ să ierte păcatele și să vindece bolile și nenorocirile în care oamenii cad. Te rugăm frumos, îndură-te și vindecă, ridică, mângâie și binecuvintează, și inima noastră se închină și te onorează pe tine, pe tine Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Stimați prieteni, intervenția mea din această seară a fost extrem de scurtă, dar am vrut să spun câteva cuvinte la început de an și mă rog lui Dumnezeu, ele să ne meargă la inimă, să medităm la ele și să păstrăm ceea ce socotim că este cu dreptul. Încă o dată vă doresc un an plin de succes, sub binecuvântarea și autoritatea celui care vă poate conduce la succes și la binecuvântare. Dumnezeu, care merită să fie slăvit, onorat și binecuvântat în veci. Sănătate și să ne revedem cu bine!